Începem cu mama favorită. Săptămâna aceasta, mama săptămânii este... Doamna Eleonora! Felicitări, doamna Eleonora! Mulțumesc din suflet tuturor pentru încrederea acordată. Le doresc tot binele din lume. Paște fericit, binecuvântat și luminat. Și inclusiv familie. Și le mulțumesc că sunt alături de mine. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag. Mulțumesc din suflet! Mergem mai departe la topul fetelor. Pe locul 3 se află Cătălina. Felicitări, Cătălina. Le mulțumesc foarte mult că ne susțin săptămână de săptămână și le doresc un Paște fericit și liniștit alături de cei dragi. Mergem mai departe cu locul 2. Pe locul 2 în topul fetelor este Hatice. Felicitări, Hatice. Ai un mesaj pentru telespectatori? Da, le mulțumesc pentru fiecare chestie care o fac, pentru timpul care îmi acordă în fiecare săptămână și le doresc sărbători fericite. Iar pe locul 1, o schimbare de clasament față de săptămâna trecută. Diana! Felicitări, Diana! Mulțumesc tuturor foarte mult că ne susțin și că sunt alături. Chiar nu mă așteptam la asta. Și le doresc Paște fericit tuturor și sărbători liniștite alături de cei dragi. Bun. Mergem la băieți. Să vedem... topul băieților. Începem de data aceasta cu locul 1. Prima poziție în clasament este ocupată de Dani. Felicitări, Dani. Vă aflați amândoi în pe prima poziție. Da, nu, sunt puțin șocat. Mulțumesc tuturor că ne susțin, că stau alături de noi. Da, nu pot să cred. E prima dată. Vă mulțumesc din suflet tuturor că sunteți alături de noi și un Paște fericit și sărbători minunate. Mergem către locul 2. Pe locul 2 se află... Mihai! Felicitări, Mihai! Este ok, nu este, nu știu, nicio problemă. Țin să le spun să aibă un Paște ok și multă lumină și multă sănătate. Ai mai fost pe alt loc decât pe locul 1 până acum? Da, am fost și pe 3. Nu este nicio problemă, da. Nu e problemă. Bine. Și pe locul 3, tot cu o schimbare de clasament, se află Andrei. Tuturor susținătorii noștri și tuturor oamenilor buni. Vreau să le doresc un Paște cât mai fericit alături cei dragi și multă lumină în suflet. Mulțumesc din suflet. Da, nu mă așteptam oricum. Nu te așteptai? O, iar să ridic din nou, să fiu din nou în clasamentul sus. Da, bine, că nu prea... Da, nu știu cum să le mulțumesc mereu. Mereu sunt surprins ceea ce e... Ceea ce e un lucru bun. Important e ca surprize să fie plăcute. Da. Mulțumesc. Ce faceți zilele astea până luni? Aștept. Weekendul ăsta v-ați făcut planuri? V-ați organizat? Așteptăm. Cum? Berbecuț. Berbecuț? Așa, aveți proțap. Aveți proțap. Să vedem cum va fi vremea. Doamne ajută să țină cu voi. Doamne ajută să fie aici în buftea. Nu m-am uitat să văd cum e. Mi-a zis. Să sperăm că vor mai fi membrii ai familiei care vă vor vizita. Ușile sunt deschise pentru toți membrii familiei.